În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinte, ierarh, mărturisitor, învățătorule al adevărului și doctore fără de arginți, Luca, ție plecăm genunchii sufletului și ai trupului și căzând la cinstitele și tămăduitoarele tale, moaște, pe tine te rugăm, precum fii pe Tatăl lor auzi pe noi, păcătoși și cinstite părinte, și du rugăciunea noastră la milostivul și iubitorul de oameni Dumnezeu, ca unul care stai în alintea lui, împreună cu sfinții toți. Credem că ne iubești cu aceeași dragoste cu care ai iubit pe frații tăi când viețuiai în această lume. Meșteșugul doctorilor stăpânind, în multe rânduri cu ajutorul harului, suferințele celor bolnavi ai vindecat, iar după cinstita ta adormire, stăpânul tuturor a arătat moaștele tale izvor de tămăduire. Ca felurite neputințe se vindecă și, de, și putere se dăruiește celor ce cu evlavie le sărută și cer dumnezeiasca ta mijlocire. Pentru aceasta ne rugăm cu căldură ție, care ai primit harul tămăduirilor. Pe fratele nostru, și aici spuneți numele, cel bolnav și cumplit înviforat de suferință, cercetează-l și vindecă-l de neputința ce-l stăpânește. Cu totul cinstite și preasfinte părinte Luca, nădejde de acelor bolnavi care zac în patul durerii, nu uita de fratele nostru, și aici spuneți numele, și dăruiește-i vindecare, iar nouă tuturor cele spre bucurie, ca și noi din preună cu tine să slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, o dumnezeire și o împărăție, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.